Salut! Astăzi vom prepara o chiflă umplută cu surpriză la air fryer. Haideți să vedem cum se prepară. Astăzi vă propun încă un preparat rapid la air fryer. Puteți să-l faceți și la cuptor, bineînțeles, dar putea să dureze puțin mai mult ca și timp. Pentru asta avem nevoie de puțină carne măcinată. Eu am folosit praz, puteți folosi și ceapă sau ceapă verde, bineînțeles. Am tăiat-o în cubulețe cât mai mici posibil. Și am adăugat și puțin ardei capia. Și pe acesta îl tai în cubulețe mici. Doar ce vrem ca totul să se gătească cât mai repede. Am adăugat usturoi granulat, nu foarte mult, dacă vă place mai mult usturoi puteți adăuga mai mult, niște frunze de pătrunjel, sare și piper. Apoi haideți să venim la starul nostru. Chifla este o chiflă normală sau una de hamburger, dar să nu fie pâinea aceea dulce, ci să fie o pâine normală. În aceasta scobesc o gaură. Aceasta trebuie să fie suficient de adâncă cât să încapă tot amestecul pe care l-am făcut. Acum amestecăm carnea cu condimentele și cu legumele. Și umplem scobitura pe care am făcut-o în chiflă. Încercăm să facem un mic cuib, deoarece mai vine o surpriză înăuntru. Și surpriza este un ou. Eu am avut noroc, am avut un ou de casă care a avut două gălbenușuri. Și deasupra punem niște mozzarella rasă. Punem chifla în air fryer timp de 10 minute la 200 de grade Celsius. Dacă puneți la cuptor va dura mai mult, calculați un 10 minute în plus. Și uitați aici ce am făcut noi într-un air fryer. Arată foarte bine și este și foarte delicios. Pâinea pe margine va fi crocantă și în mijloc va fi moale. Și bineînțeles, odată ce vom tăia această chiflă, vom avea un ou moale de tot. Sper că v-a plăcut această rețetă. Dați un like, vă rog să vă abonați la canal și să dați un share la această rețetă celor care ar fi interesați. Până la următoarea rețetă super delicioasă, ciao, ciao!